Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit! Mă numesc Zero Davila, iar astăzi vom folosi modulul de Python denumit Crypto pentru a cripta și decripta conținutul fișierelor text cu anumite cheie. Metodele noastre vor citi conținutul unor fișiere text și apoi vor plasa tot conținutul criptat în alt fișier. Procesul este similar și pentru decriptare, iar pentru a nu ne împrăștia în mai multe fișiere, vom pune metodele de criptare și decriptare în același fișier și le vom apela una după alta. Așa că am început prin a denumi fișierul crypt.py, am importat OS și fromcrypto.cipher, import DES3. DES3 e un cifru bloc simetric, are un data block size fix de 8 bytes. Cheile sale pot fi ori de 128 de bytes, care e prima opțiune, ori de 192 de bytes, a doua opțiune. Deși unul din 8 bits nu contribuie la securitate. Lungimea potrivită al unei chei e ori de 112, ori de 168 de bytes. Acum prima noastră metodă va fi folosită la criptarea conținutului, se va denumi encrypt file și va primi 5 parametri. Fișierul din care va citi, fișierul în care va scrie, chunk size va fi un integer și va indica mărimea bucăților de date în care metoda va cripta, cheia cu care vom cripta și initial value necesară pentru criptare. Valoarea inițială se ocupă numai de primii bytes și e necesar pentru a avea un alt output criptat, chiar dacă criptăm același conținut cu aceeași cheie, deși lungimea tot ar putea trăda asta. Vom crea un nou cifru DES3 și oferim cheia. Apoi unde vedem DES3.modeCFP e numărul de bits în care textul clar și cel criptat este segmentat și trebuie să fie un multiplu al lui 8. Dacă e 0 sau nespecificat, atunci 8 va fi presupus și mai oferim valoarea inițială. Acum să deschidem fișierul de unde citim în modul read, iar apoi imediat după asta să deschidem fișierul în care vom plasa conținutul criptat în modul write. Deci, with open out file, write as out file. Și acum, într-o buclă infinită, care va fi întreruptă numai după ce nu mai avem date de citit, vom avea o variabilă chunk. Va fi bucata de date de o anumită lungime cu care lucrăm la fiecare iterare a buclei. Deci, chunk egal infile.read. Iar metodei read îi oferim numărul de bits, care e chunk size. Dacă chunk e 0, ceea ce înseamnă că am rămas fără date de citit, vom avea un break pentru a întrerupe bucla. If the length of chunk equals 0, break. Dacă lungimea lui chunk împărțită la 16 nu ne dă restul 0, atunci trebuie să-i oferim padding-ul lui chunk până când condițiile sunt împlinite. Ca padding vom avea un string cu un singur spațiu gol, înmulțit de atâtea ori cât e nevoie pentru ca lungimea lui chunk să îndeplinească condițiile. Și vom scrie în fișierul outfile conținutul criptat în bucăți cu fiecare iterare a buclei, până când nu vom mai avea ce scrie, caz în care condiționala if va întrerupe bucla. Deci, acum avem outfile.write. Și să criptăm chunk. Deci DES3.encrypt, apelăm metoda encrypt și oferim chunk ca parametru. Procesul e similar și pentru metoda de decriptare. O vom numi decryptFile și va primi tot 5 parametri. Deci fișierul de unde va citi, fișierul în care va scrie, mărimea lui chunk în bytes ca integer, cheia și valoarea inițială. So def decrypt file, in file name, out file name, chunk size, key și IV. Acum DES3 egal DES3.new, lui new îi oferim cheia. DES3.modeCFB și valoarea inițială. Ce vom decripta. Cum deschidem în in file ca read pentru a citi din el și out file ca write pentru a putea scrie. As in file și with open out file write
as out file. În interiorul buclei, variabila chunk va fi o bucată de date citită din fișierul infile. Vom avea o condițională if pentru a întrebe pe bucla că dacă, cu un break după ce am terminat citit tot fișierul, iar apoi scriem în outfile bucata de chunk decriptată. If length of chunk equals 0, break. Outfile.write ds3.decrypt, deci apelăm metoda decrypt și oferim chunk ca parametru. Acum, pentru a putea crea o cheie random, ceea ce nu vom face, dar vă voi arăta cum se poate face, va trebui să mai avem două importuri adiționale, deci from crypto.publicKey import RSA și from crypto import random. Public key. From crypto import random. Păi vom avea o variabilă numită random generator care va conține random.new.read și variabila care va fi cheia RSA în sine, unde apelăm metoda generat cu un block size de 1024 și variabila random generator ca parametre. Deci key egal RSA.generate. ...1024 și random generator. Dacă vreți să vedeți ce valoare conține key, scrieți astea 4 rânduri acum în terminal și apoi dați un print variabile key. Motivul de ce am vrea asta e pentru că valoarea key împărțită la 16 trebuie să aibă restul 0, altfel scriptul nu va funcționa și e mai comod, dar noi nu vom face asta. Vom importa doar random din crypto, iar valoarea lui key o vom scrie la mână. Pentru valoarea inițială vom genera un string random cu lungime de 8 bits. Deschidem fișierul archive.txt în modul read. As f și vom printa numele fișierului alături de conținutul său. Vom folosi un regex pentru asta, deci %s, pentru că e string și îl vom înlocui cu f.read. Acum vom apela ambele metode, întâi să criptăm și apoi să decriptăm și simultan să afișăm fișierele în terminal pentru a avea o confirmare vizuală. Deci apelăm metoda encryptFile cu archive.txt ca infile și toencode.txt ca outfile. Un chunk size de 8192 de bytes. Cheia și valoarea inițială. Apoi vom deschide fișierul pe care tocmai l-am scris și vom afișa conținutul în terminal. După numele fișierului folosim regex. Deci put open to encode.txt în modul read as f. Vom printa numele fișierului. %s, chidem stringul, urmat de f.read, deci conținutul său. Și vom face fix același lucru pentru metoda decryptFile, doar că va primi toencode.txt ca infile și toencode.dec ca outfile. Deci decryptFile, toencode.txt, toencode.dec, ...8192, key și valoarea inițială. Și
Acum din nou deschidem fișierul care tocmai l-am scris pentru a afișa conținutul în terminal. Și vom printa toencode.dec. Urma de f.read. Cam atât ar trebui să fie. Salvăm fișierul, încercăm să-l vedem ce avem în archive.txt întâi. Deci asta e conținutul care va fi criptat. Executăm scriptul, folosim Python 2. Invalid key size. Avem nevoie de un key size mai lung. Vedem aici. Așa. Încercăm din nou. Și după cum vedem, avem conținutul criptat și apoi conținutul decriptat. Așa arată. Dacă ne uităm pe desktop, vedem fișierele. Și putem afișa și conținutul fiecăruia. Aici e conținutul criptat. Ei, cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să ne căutați pe Facebook și la www.tutorialevideo.info pentru mai mult conținut în domeniul tehnic. Dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați în comentarii sau din nou la www.tutorialevideo.info. Mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi bună!